Bună dimineața. Intrăm din nou. În post. Post? Sigur că da, obligatoriu. Astăzi o rețetă de post, o salată magică. Am ingrediente foarte sănătoase. De exemplu, năutul este mai sănătos decât, pot să vă spun, decât fasolea, dar în același timp se prepară ceva, aveți nevoie de mai mult timp pentru a-l prepara. Este bine să-l puneți la muiat de cu seară și, dacă se poate, în apă rece și în frigider. În felul acesta aveți o reușită de plină, pentru că după aceea timpul de fierbere este destul de scurt și nu mai mult de o oră. În afară de năut, mai aveți nevoie de pasta de susan, care... Ce să vă spun? Aceasta aș putea să spun că face magia preparatului meu. Mai aveți nevoie de ulei de măsline, dar și legume, cum ar fi zucchini sau dovlecei, câteva vinete, roșii cherry, un pic de usturoi, ardeiul iute, care face circulație, nu trebuie să lipsească de la această salată. Năutul, așa cum am spus, se fierbe și este foarte important să urmați pașii pe care vi spun atunci când doriți să preparați această salată. Respectiv, în momentul când năutul este gata, se scurge bine de apă, se lasă un minut sau două să se zvinte, iar apoi cu ajutorul unui blender transformați totul într-o pastă. Nu aruncați însă apa, pentru că o să aveți nevoie de ea. Să completați, pentru ca acesta să devină mai cremos. Adăugați pasta de susan, iar apoi lămâie și, în momentul când este rece, această pastă tartinabilă, atunci trebuie să adăugați usturoiul. Și numai atunci. Legumele le tăiați în cubulețe și le transformați în știu eu, în niște jumărele, să spun așa, ca să se asemene cu un preparat cu carne. Asta înseamnă că în baie de ulei, după ce le condimentați, le trageți în baia de ulei foarte, foarte rapid, să rămână un pic al dente, dar în același timp să dea foarte bun gust salatei. Puteți presăra un pic de boia dulce și, sigur că da, ardeiul iute presărat pe deasupra, plus un pic de pătrunjel. Mulțumesc!